Salutare tuturor! Înainte să începem, aș vrea să vă prezint un mic proiect din care fac și eu parte. La acesta participă câțiva dintre youtuberii voștri preferați și își propune a pune pământul și omenirea în diferite scenarii de genul ce s-ar întâmpla dacă. Deja avem câteva videoclipuri create și sperăm să ajungem împreună cu voi la cât mai multe. Vă las un link în descriere către canal, nu ezitați să vă abonați și acolo pentru mai multe videoclipuri interesante. Sunt o mulțime de lucruri în univers care ne atrag atenția, dar ce zici de un perete de foc descoperit de sonda spațială Voyager 2? Cu siguranță merită să arunci o privire. Rămâneți până la final pentru a afla cu exactitate despre ce e vorba. Hai să începem cu începutul. Ce sunt sondele Voyager? Luând în considerare că vorbim despre descoperirea zidului de foc făcută de sondele spațiale Voyager, ar trebui să începem prin a le explica pe ele. Pentru început, sondele spațiale Voyager fac parte din programul spațial cu același nume. Voyager 1 a fost trimisă de omenire în spațiu pentru a observa mai bine Universul, iar până în prezent a trecut cu mult de Pluto și ne-a oferit foarte multe informații importante cu privire la sistemul nostru solar. În 2017, aceasta a ajuns la 138 de unități astronomice distanță față de planeta noastră, unitățile astronomice reprezentând unitatea astronomică de măsură a distanței în spațiu, unde o unitate înseamnă distanța de la Pământ la Soare, deci, în cazul nostru, 138 de unități astronomice înseamnă că sonda spațială Voyager 1 se află la o distanță de 138 mai mare decât este în prezent Pământul față de Soarele din sistemul nostru solar. Asta nu este puțin deloc, mai exact înseamnă 20 de miliarde de kilometri. Aceasta este cea mai lungă distanță străbătută de o navă spațială lansată de omenire în spațiu. Una dintre cele mai importante realizări ale sondei spațiale a fost o fotografie la scară mare care captează întreg sistemul nostru solar, unde Pământul este reprezentat doar de un punct mic. Vă puteți imagina cât de mici suntem noi pe scara sistemului nostru solar privit din exterior, un singur punct minuscul. Dar ce v-ar putea șoca și mai mult este faptul că, în ciuda distanței uriașe străbătute de Voyager 1, ea probabil nu va ajunge niciodată la capătul sistemului nostru solar. La limita sistemului solar se află așa numitul norul Oort. Sonda spațială Voyager 1 ar avea nevoie de încă 30.000 de ani pentru a ajunge la marginea acelui nor. Asta arată cât de măreț este sistemul nostru solar și cât de condensat este spațiul dintre planete. Cât despre Voyager 2, în ciuda faptului că a fost lansată după Voyager 1, mai exact la 16 zile distanță, aceasta a avut o misiune asemănătoare menită să exploreze sistemul solar, dar folosind o rută diferită care presupune ca aceasta să treacă pe lângă Neptun și Uranus. Ideea principală a acestui program spațial este ca cele două sonde să fie cele mai îndepărtate obiecte cosmice lansate de omenire în neantul sistemului solar, care să rezolve misterele Universului. Ele au parcurs o distanță incredibilă și încă dezvăluie lucruri noi despre sistemul nostru solar, care continuă în același timp să ne uimească și să șocheze omenirea, ceea ce desigur ne duce către peretele de foc pe care l-am menționat mai devreme. Chiar dacă este adevărat că sondele Voyager nu au ieșit din sistemul solar până acum, asta nu înseamnă că nu au ajuns suficient de departe. În prezent se află într-un loc numit spațiul interstelar. Chiar dacă această denumire poate însemna multe lucruri diferite, în contextul din acest videoclip reprezintă faptul că au trecut de heliosferă. Aceasta din urmă este locul unde vânturile solare elimină resturile spațiale în afara sistemului solar, sau cel puțin asta reiese din datele pe care le aveau cosmologii până nu demult. Deci, în cea mai mare parte, sondele sunt departe de a fi influențate direct de Soare. Dar ceea ce a descoperit Voyager 2 cu ajutorul lui Voyager 1 este că odată ce a ajuns la marginea acelei zone, nivelul de plasmă emis în spațiu de către Soare nu scade, de fapt crește în densitate cu o marjă destul de impresionantă. Creșterea semnificativă a densității plasmei este o descoperire făcută în timpul călătoriei lui Voyager 2 datorită trecerii de la o plasmă caldă și cu o densitate mai mică, caracteristică vânturilor solare, la o plasmă rece cu o densitate mai mare care se găsește în spațiul interstelar. Este de asemenea similară cu experiența din timpul saltului făcut de Voyager 1 atunci când a traversat și el spațiul interstelar.
Aceasta este descrierea oficială a peretelui de foc de la marginea sistemului nostru solar potrivit datelor obținute de sondele spațiale. Totuși, acest lucru poate cauza foarte multe probleme. Peretele de foc din afara sistemului solar se datorează radiației electromagnetice, care la rândul său este creată din plasmă și câmpuri magnetice furioase care se găsesc în mediul spațial din acel loc. Chiar dacă acest lucru este terifiant, în același timp, dovedește că NASA a procedat corect atunci când au decis să nu trimită una, ci două sonde spațiale care să exploreze Universul, pentru că tot ce știm până în acest moment este că peretele de foc poate fi găsit într-o singură locație și nu de-a lungul spațiului care umple granița externă a sistemului solar. Sondele Voyager ne arată cum interacționează soarele nostru cu materia care umple majoritatea spațiului care se găsește între stelele din galaxia Calea Lactee. Asta a declarat Ed Stone, un om de știință din cadrul programului spațial Voyager și profesor de fizică la Universitatea Privată de Tehnologie Caltech. Fără noile date primite de la Voyager 2, nu am avea de unde să știm dacă ceea ce vedem cu ajutorul sondei Voyager 1 este o caracteristică a întregii heliosfere sau este specifică zonei și timpului din acea locație atunci când este traversată. Hai să vedem care este problema cu plasma. În cazul în care nu știați, plasma este a patra stare a materiei și a fost întotdeauna cunoscut, sau cel puțin așa s-a crezut, faptul că există plasmă și în afara heliosferei. Atunci când Voyager 1 a ajuns prima la spațiul interstelar, a detectat un nivel de plasmă mai ridicat, însă Voyager 2 a fost cea care a demonstrat că nivelul este mult mai mare decât anticipaseră cercetătorii. Plasma este foarte fierbinte, iar în timp ce se crede faptul că peretele de foc este ceva mai rece decât plasma soarelui care se dispersează regulat prin spațiu, încă este suficient de fierbinte pentru a distruge obiectele cosmice trimise de oameni în interiorul său. O să vorbim mai târziu despre asta. Însă, mai important decât asta este grosimea sa, care este cu adevărat uriașă. Asta înseamnă că dacă vrem să-l traversăm, trebuie să fim foarte atenți nu doar datorită temperaturilor, însă și mai mult, în univers pot exista mai multe ziduri de plasmă de foc, iar dacă se dovedește a fi adevărat, acest lucru ar deschide o nouă serie de probleme legate de explorarea universului. În plus, cercetătorii nu s-ar fi așteptat niciodată să găsească o asemenea concentrație de plasmă în această parte a universului la marginea galaxiei noastre, ceea ce înseamnă că ei au greșit în aproape toate presupunerile legate de ceea ce se află în afara sistemului nostru solar până în acest moment. Însă, despre ce altceva am mai greșit? Ce altceva nu am reușit să înțelegem despre ce se întâmplă acolo? Ne scapă oare ceva? Se pare că avem mai multe întrebări decât în momentul descoperirii. Înainte să ne scufundăm în mai multe aspecte ale acestui perete de foc, nu ezita să dai un like și să te abonezi canalului nostru, iar astfel nu vei rata niciun videoclip palpitant. Hai să discutăm despre scurgeri. După cum ați văzut, sunt o mulțime de probleme legate de acest perete de foc, iar una dintre ele poate fi cum se formează mai exact. În cele din urmă, chiar și oamenii de știință au fost uimiți de densitatea peretelui de foc din spațiul interstelar. Dar ceea ce poate fi și mai surprinzător este faptul că Voyager 2 indică o scurgere în heliosferă care poate explica dimensiunile uriașe ale câmpului de foc. Acest lucru a fost descoperit atunci când sonda a observat că există particule acolo care de fapt se scurg la propriu în afara graniței formate de heliosferă, ceea ce teoretic nu ar fi trebuit să se întâmple datorită forței gravitaționale și a vânturilor solare. Însă, dacă se întâmplă în această zonă, este extrem de posibil ca heliosfera să aibă scăpări de particule și în alte locuri, pentru că sondele Voyager se află în părți diferite ale heliosferei, una se află în apropierea graniței, iar cealaltă în lateralul său, dar ambele înregistrează aceeași densitate ridicată a plasmei în două locuri diferite. Deci, dacă soarele adaugă fără nicio intenție particule în peretele de foc, asta înseamnă că acest câmp de plasmă poate crește pe zi ce trece de-a lungul anilor, așa că cine știe la ce dimensiuni poate să ajungă? Este posibil să ajungă atât de mare încât să afecteze heliosfera în sine? Cert este că până în acest moment nimeni nu știe cu exactitate. Astfel, în timp ce oamenii de știință sunt încântați de informațiile obținute de Voyager 2, trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce s-ar putea întâmpla cu acest perete de foc odată cu trecerea timpului. Ar trebui să aducem în discuție câmpul și scutul magnetic.
Peretele de foc nu a fost singurul lucru de care oamenii de la NASA au fost interesați atunci când a fost descoperit. În schimb, s-au obținut date noi despre câmpurile magnetice care se găseau la marginea spațiului interstelar. Sistemul nostru solar se află în interiorul unui câmp magnetic care este alcătuit în cea mai mare parte din câmpul magnetic al Soarelui. Prin urmare, influențele câmpului magnetic al stelei se schimbă dramatic atunci când treci prin heliosferă. De fapt, asta au crezut cei de la NASA înainte ca sondele Voyager 1 și 2 să le dovedească contrariul. La început, Voyager 1 a arătat că direcțiile câmpului magnetic din interiorul spațiului interstelar erau aleatorii. Apoi, când Voyager 2 a intrat în scenă, informațiile oferite de acesta dovedesc că în zona respectivă, câmpul magnetic era de fapt paralel cu cel al heliosferei, ceea ce produce confuzie pentru foarte mulți cercetători, ducându-i cu gândul la scuturile electromagnetice. Câmpul magnetic al heliosferei protejează întregul sistem solar, inclusiv Pământul, de radiațiile și furtunile cosmice. Și astfel, orice navetă spațială pe care o trimitem să navigheze către stelele din afara sistemului nostru solar o să necesite un scut electromagnetic puternic care să le protejeze. Astfel, radiațiile și alte lucruri dăunătoare din spațiu nu vor răni echipajul, nava în sine sau alte lucruri vitale. Cât de problematice sunt aceste lucruri pentru călătoriile spațiale? Haideți acum să discutăm despre cea mai mare problemă atunci când vine vorba despre peretele de foc. Cum o să trecem de el? Este o problemă foarte serioasă. Dacă dorim să călătorim cât mai departe în spațiul Universului, asta înseamnă că o să trebuiască să trecem de propriul sistem solar, corect? Este adevărat și am menționat mai devreme, nu putem spune cu certitudine că peretele de foc încercuiește întregul sistem solar, însă așa se presupune. În plus, sondele spațiale Voyager au fost lansate pe aceeași rută pe care o vor urma și oamenii atunci când vor călători în neantul spațial. Deci, dacă ne dorim să vedem și alte sisteme solare din apropierea noastră, trebuie să trecem prima dată de peretele de foc, iar acest lucru prezintă câteva probleme majore. În primul și în cel mai important rând, trebuie să examinăm în continuare plasma. Poate acum o să spuneți că tocmai asta fac sondele Voyager 1 și 2, însă nu pot face acest lucru pe cont propriu datorită distanței și lipsei de echipament. Așadar, nu vom cunoaște modalități potrivite de a proteja navele spațiale și echipajul pe care îl vom trimite în cercetarea Universului. Deci, în cel mai bun caz, ne putem baza doar pe estimările făcute de cosmologi, ceea ce nu este un lucru care inspiră cea mai mare încredere atunci când încerci să recrutezi oameni pentru o misiune intergalactică. Ok, echipă, mergem într-o misiune spațială și vom trece prin câmpul de plasmă fierbinte și cel mai probabil o să fim în regulă dacă scuturile construite pe baza unor presupuneri vor rezista, deci cine se alătură? Nu cred că s-ar oferi nimeni voluntar unei asemenea misiuni. Mai mult, ocolirea acelui câmp plasmatic nu este plauzibil în prezent. În primul rând, asta ar însemna să ocolim folosind o rută foarte lungă și nici măcar nu știm dacă am putea să facem acest lucru vreodată. Și să fim sinceri, nimeni nu știe cu exactitate cât de masiv este peretele de foc, pentru că îl putem vedea doar în urma prelucrării datelor obținute de la sondele spațiale trimise în recunoaștere. Deci, în mod evident, avem nevoie de mult mai multe date înainte ca opțiunea ocolirii acelui câmp să fie viabilă. Este adevărat că putem crea cu ușurință plasmă pe Pământ, o facem tot timpul, de aceea folosim foarte des aparatele de tăiat cu plasmă printre multe altele, dar câmpul de foc este la o scară cu care oamenii nu au mai lucrat până acum, deci va fi necesar să folosim noi modalități pentru a trece de acea zonă dacă ne dorim cu adevărat să explorăm Universul nemărginit. Însă aceasta nu este singura problemă pe care o ridică peretele de foc. Într-adevăr, este un obstacol de care trebuie să trecem, dar care este următorul obstacol cu care ne vom confrunta și cel de după acesta și tot așa? Sondele spațiale Voyager nu vor trece niciodată de sistemul nostru solar, deci cine știe ce altceva se găsește în neantul spațiului cosmic? Spațiul încă reprezintă un mister pentru omenire și dacă nu suntem complet pregătiți să rezolvăm toate problemele care vor apărea în viitor, ne va ucide cu siguranță și va face imposibilă explorarea Universului. Iar acum la final vorbim despre spațiu în sine, ultima frontieră. Recent s-au descoperit o mulțime de lucruri interesante în spațiu care au atras atenția cercetătorilor de la NASA și a altor agenții spațiale de pe întreaga planetă.
Peretele de foc este doar cea mai recentă din șirul descoperirilor făcute până în prezent, însă dacă punem toate datele respective în ordine, o să obținem un tipar, iar ceea ce ne arată acel tipar cu adevărat este că nu știm aproape nimic despre univers. Gândiți-vă puțin, la marginea sistemului nostru solar, imediat după heliosferă, se află un zid de foc pe care nu l-a observat nimeni până în 2019. Am descoperit galaxii întregi, planete asemănătoare Pământului pe care putem locui, însă nu am putut observa ceva atât de periculos la marginea propriului sistem solar. Universul este atât de vast încât trebuie să-l explorăm în continuare, să-l privim și să facem tot ceea ce este necesar pentru a învăța cât mai multe lucruri utile. Nu numai de dragul cunoașterii, dar de dragul umanității și al viitorului său. Scopul nostru este să explorăm cosmosul și cu cât știm mai multe informații, cu atât ne putem pregăti mai bine să depășim viitoarele obstacole și cu atât vom putea să supraviețuim și să ne bucurăm de ceea ce vom găsi în afara frontierei propriului sistem solar. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!